Tuturor. Veștile despre vreme sunt extrem de călduroase și astăzi. Meteorologii au emis un cod galben de caniculă pentru vestul, sud-vestul și centrul țării, unde temperaturile vor ajunge până la 39 de grade. În a doua parte a zilei, dar și în timpul nopții, în nordul și în centrul țării, vor fi înnorări, precipitații, vijelii și posibile căderi de grindină. Începem cu partea de nord-vest a țării, cu zona Maramureșului, unde în a doua parte a zilei, după cum spuneam mai devreme, sunt anunțate precipitații, descărcări electrice, dar și vijelii, iar temperatura maximă se va încadra între 33 și 35 de grade. În Crișana, șansele să plouă vor fi reduse cel puțin în Arad. Este posibil să plouă slab în Oradea, iar temperatura maximă se va încadra între 37 și 38 de grade. Cod galben de caniculă și în Banat, unde astăzi vântul va sufla slab și moderat, iar temperatura maximă se va încadra între 37 și 39 de grade. Dacă locuiți în Oltenia, veți avea nevoie de protecție solară, de ochelari, vremea va fi deosebit de caldă și astăzi, iar temperatura maximă se va încadra între 36 de grade în Râmnicu-Vâlcea și 37 de grade în Drobeta Turnu Severin. În a doua parte a zilei, după cum spuneam mai devreme, în centrul teritoriului țării sunt așteptate precipitații, dar și posibile căderi de grindină, intensificări ale vântului. Temperatura maximă va ajunge până la 32 de grade în Miercurea Ciuc și 36 de grade în Târgu Mureș. În Moldova, după cum vedem, în special în nordul teritoriului, înspre seară, dar și în timpul nopții va ploua. Temperatura maximă va ajunge până la 32 de grade în Suceava și 34 de grade în Bacău. Până joi, când vremea va redeveni instabilă, astăzi avem parte de soare în Dobrogea, temperatura maximă se va încadra între 26 și 30 de grade. O altă zi deosebit de caldă în Muntenia, șansele să plouă vor fi reduse, iar temperatura maximă se va încadra între 32 de grade în Târgoviște și 35 de grade în Giurgiu. În capitală, de dimineață se înregistrau 23 de grade, iar temperatura maximă va ajunge până la 35-36 de grade. Astăzi cerul va fi variabil spre senin, vântul va sufla slab și moderat, iar vremea va fi deosebit de caldă. Cam despre astăzi, aveți o zi excelentă!